Dacă altădată desfășurau misiunile de foc în câteva zile, marinarii din brigada de nave dragoare le concentrează acum în circa 8 ore, având din ce în ce mai puțin jeratec pentru caii putere de pe navele lor. Miercuri, 14 aprilie, ei au executat în largul Mării Negre trageri de artilerie cu armamentul de la bord, ceea ce le-a dat motive de palidă bucurie. Fiindcă, deși mulți dintre militarii în termen se aflau la prima lor incursiune pe ape și la prima executare a misiunilor de foc, rezultatele au fost totuși la nivelul așteptărilor. De ce atât de multe activități în cadrul unei singure ieșiri pe mare și încă într-o singură zi? Pentru că numărul de ieșiri pe mare este foarte mic, ele fiind cumulate, paradoxal, tragerea de luptă pregătitoare neputând fi corectată, neajunsurile constatate neputând fi corectate în cadrul tragerii de luptă de apreciere. Cum apreciați comportarea personalului din subordine în executarea misiunilor de foc astăzi? Personalul din subordine s-a comportat foarte bine. Misiunea a fost calificată cu calificativul foarte bine. Punctul meu de vedere este că totul a decurs normal. Bun, a intrat una. Un pic mai sus, Dumitrache. Deci mai sus un pic. Bun. Penalțare un pic mai sus. Un pic mai sus penalțare. Cadrele au depus un efort maxim, suplinind activitățile militarilor în termen. Ce a ajutat această ieșire pe mare? Pentru cadrele noi proaspet ieșite de pe băncile școlii, ieșirea pe mare de astăzi a fost un lucru în premieră. Aceste cadre au beneficiat de botezul focului și de tradiționalul botez marinăresc. Experiența și competența cadrelor din această mare unitate și-au pus și acum amprenta asupra rezultatelor. Este semnificativ, credem, faptul că un număr însemnat dintre pretendenții la gloria carierei militare formați în Brigada de Nave Dragoare și-au adjudecat de curând locuri fruntașe la Academia de Înalte Studii Militare. Cu siguranță, eforturile lor de pregătire au fost impulsionate, cum mi s-a spus, și de exemplul comandantului brigăzii, comandorul Paul Piron, care nu peste mult timp își va susține teza de doctorat în științe militare. Element proba babor 40 de grade. Asupra țintei se discute foc. Ce obiectiv a avut conducerea brigăzii la această ieșire pe mare? Ne-am propus ca, într-un timp relativ scurt și cu resurse materiale limitate, să ne executăm misiunile acestei etape, misiuni de trage cu toate categoriile de armament, artilerie, trageri navale. Ne-am propus să executăm căutarea, atacul submarinului și lansarea de bombe antisubmarine. De asemenea, am executat misiuni de dragaj cu răcile de contact. Vreau să vă spun că navele au ieșit după o perioadă relativ lungă pe mare și eu sunt mulțumit de modul care au acționat, modul în care au acționat echipajele. Ce vreau să vă mai spun eu este că această ieșire pe mare s-a făcut, hai să-i spunem, din economie. Deci noi, pentru acest an de instrucție, nu avem alocată nicio cotă de combustibil. Ce înseamnă economie? Înseamnă că de la alte mari unități ale flotei maritime s-au luat și din puținul care îl aveau, mă refer aici special la combustibil, am primit noi aceste resurse materiale limitate și ne-am executat aceste misiuni care vi le-am descris. Noi suntem mulțumiți că ne-am făcut misiunile. Ce cred ceilalți care li s-a luat și din puținul care îl aveau, vă rog să-i întrebați pe dânsi. Deocamdată v-ați mai întreba pe dumneavoastră ce sugestii ați avea de făcut pentru îmbunătățirea activităților la următoarele misiuni de acest tip pe mare. Rugămintea noastră este pentru cei care răspund de pregătirea noastră, este să ne asigure minimul de resurse ca să ne putem executa cel puțin planul de pregătire de luptă. Patrie nemuritoare,
activităților din planul de pregătire de luptă pe an în curs, marinarii Dragori au găsit și nu ușor resurse materiale. Ceea ce au reușit să câștige prin executarea acestor activități, vă prezentăm în momentele următoare. Cârma banda stângă. Cârma banda stângă. Dreapta stop. Am înțeles, dreapta stop. Lăsați-o să vină. Mașina e stop. Stop! Ambele stop! Firma bandă stânga! Thank you.